Reghe Camp își asigură astfel postul de fundaș stânga după plecarea lui Guilherme de la Steaua. Roșalbaștri având o listă destul de lungă de fundaș stânga, în afară de Momcilovici, mai fiind doriți Camora, Vatajelu și Morais. Momcilovici este cotat la 900.000 de euro de Transfermarkt. Momcilovici e jucătorul pe care l-am vrut de la începutul sezonului. L-a vrut și Mirel. E un jucător bun, oricum trebuia să-l înlocuim pe Guilherme. L-am adus și pe Părvulescu. Reghe a zis că-l vrea. Eu am zis să-i-l aduc, dacă el îl vrea și e finul lui. Deși nu cred că o să joace niciodată la noi. Pe Momcilovici știam sigur că-l iau, că nu era o sumă așa mare. Am cedat eu și am acceptat să dau 250.000, a declarat Gigi Becali pentru Sportro. Momcilovici a fost adus de Panduri în 2013, bifând în jur de 100 de meciuri și 9 goluri în tricoul Pandurilor.